Vă invit acum cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Filimon. Are un singur capitol, vom citi versetele 4 și 5. Filimon, capitolul 1, versetele 4 și 5, pagina în Biblie 1174. De asemenea, puteți urmări pe ecran și la computer. Să ascultăm acest pasaj. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Amin. Apostolul Pavel, ca unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile, pe lângă faptul că prezintă în paginile Sfintelor Scripturi cele mai profunde revelații din partea lui Dumnezeu, acoperind cea mai mare parte a Noului Testament, este un om foarte practic. De asemenea, este un om care este neîntrecut afară de Domnul Iisus Hristos în relații publice. Și aduce aminte de toți, îi amintește pe toți, îi pomenește cu numele. Este o notă mare pentru lucrător al Domnului. Să poți să ții minte oamenii, să poți să le spui pe nume și să faci în felul acesta să înțeleagă importanța pe care ei o au înaintea ta. Apostolul Pavel, de asemenea, este omul care a dezbătut și a prezentat în forma cea mai amănunțită alături de Domnul Iisus Hristos învățătura despre credință. Ați văzut în pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel se roagă pentru Filimon și mulțumește lui Dumnezeu pentru el datorită acestor două lucruri mari: credința lui Filimon și dragostea lui Filimon. M-a frământat de multe vreme un subiect despre credință. Și în această seară, acest lucru îl voi face. Am să mă adresez dumneavoastră, celor prezenți aici, de asemenea dumneavoastră, celor de la internet, într-un subiect pe care l-am intitulat „Dă socoteală de credința ta”. Sunt foarte puțini, printre creștini chiar, care știu ce cred. Foarte puțini. Ar fi o surpriză, chiar aici în biserică, să faci un sondaj, să iai pe cineva și să spună: cum prezinți tu credința ta? Cum explici tu ce crezi? Ce este credința biblică? Și vă spun, foarte puțin ar putea să fie coerență într-o prezentare. De obicei reducem credința la numere denominații din care facem parte. Eu am credință penticostală. Eu am credință ortodoxă, eu am credință baptistă, eu am credință adventistă. Denominațiile sunt bune, credința biblică este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Doi termeni în Sfânta Scriptură vorbesc despre credință. În Vechiul Testament este substantivul emum, care însemnează credincioșie, încredere, iar Noul Testament este substantivul pistis, însemnează încredere în credincioșia Domnului. Deci rezemare pe credincioșia Domnului. Sfânta Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne spune în 2 Corinteni 13:5 în felul următor. Și de ce lucrul acesta? Pentru că ne preocupă cel de lângă noi. Dar Apostolul Pavel spune în acest pasaj din 2 Corinteni 13:5: pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe tine încearcă-te. Deci nu vrei să încerci pe cel de lângă tine dacă tu nu știi ce crezi. Dacă tu nu știi să definești credința ta. Și atunci când vrei să verifici credința, și în această seară îmi dăjduiesc să fiu
detaliat, dar în același timp practic, ca dumneavoastră să puteți să urmăriți și să înțelegeți, cum zice Apostolul Pavel, odată pentru totdeauna, să înțelegem odată pentru totdeauna cum să vorbim despre credință. Dacă ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, deci nu în statutul cultului penticostal sau în Constituția Bisericii Ortodoxe, ori în statutul Bisericii, Declarația de Credință a Bisericii Baptiste sau oricare denominație. Cum zice englezul? Forget about. Ne uităm în Scriptură acum. Ne uităm în Scriptură. Dacă ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, referitor la credință, găsim următoarele poziții. Fără credință este lumea. Deci lumea n-are credință biblică. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 2. Și fără de credință, frați și surori, doamnelor și domnilor, Sfânta Scriptură este categorică. Nu putem să placem Domnului. Evrei 11, cu 6. Apoi, în paginile Sfintelor Scripturi găsim o a doua prezentare, al doilea tip de credință este credința intelectuală. Și vă rog să fiți atenți, credința intelectuală sau credință zadarnică. Este Iacob, capitolul 2, versetele 19 la 20. Și nu ofensez pe nimeni, dar eu citesc ce spune cuvântul Domnului. Credința intelectuală aparține drașilor și ateilor. Chiar dacă ateii spun că ei nu cred nimic, ei cred în necredința lor. Apostolul Pavel spune, și dracii cred, se îngrozesc, tremură, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Aceasta o numește Sfânta Scriptură credință zadarnică, credința intelectuală la nivelul minții, la nivel filozofic. Apoi Biblia ne prezintă ceea ce se numește în Biblie credință slabă sau credință mică. Romani, capitolul 4, versetele 19, Roman 14, cu 1. Aceasta, vom vedea pentru că am să o reiau, este credința legaliștilor din bisericile noastre. Deci legaliștii au această credință, credința mică, credința slabă. Aceea care întotdeauna, primul lucru pe care îl spune este să nu. Să nu. Deci este credința slabă. Apoi este credința mică, cer scuze, credința mică sau puțină. Matei 6 cu 30, 17 cu 20 de asemenea, este credința celor mai mulți din biserică. Celor mai mulți. Și o să vedem cum arată. Și în final, Biblia ne vorbește despre credință mare. Matei 8 cu 10, 15 cu 28, Luca 7 cu 9. Dar ați auzit în paginile Sfintelor Scripturi că trebuie să creștem în credință. Întrebarea este, cum se poate crește în credință? Și în care credință să crești? De ce am spus, noi trebuie să știm să vorbim bine despre credința pe care o avem. În ce privește creșterea credinței, din nou trebuie să vă spun, sunt trei aspecte ale acestei credințe. Primul aspect este credința ca dar salvator al lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17, 1 Petru 1 cu 23, Efeseni 2, 8 la 9. Am trecut pentru dumneavoastră acolo și textele biblice ca să le puteți vedea. Deci, credința ca dar al lui Dumnezeu. De aceea spune Sfânta Scriptură, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Ce însemnează? Însemnează că Evanghelia se propovăduiește, cuvântul Domnului se citește și impactul acestui cuvânt în mintea și în inima păcătosului este să-l convingă că e păcătos. Convingându-l că e păcătos, îl convinge că merită să fie pedepsit. Convingându-l că merită să fie pedepsit, Duhul Domnului care lucrează aceste lucruri îi prezintă două alternative. Ori te pocăiești și ai scăpat de toate păcatele, ori rămâi în ele și vei suferi pedeapsa morții eterne. Când păcătosul zice, păi mă pocăiesc, aceasta este credința salvatoare. Fiind darul lui Dumnezeu, frați și surori, fiți atenți, notat acest lucru, doamnelor și domnilor, nu se poate crește în această credință. A venit cu măsura cu care vine, este măsura cuvântului și a Duhului Sfânt. Și nu se crește și nu se mișcă în această credință. Ea te mântuie doar. Apoi există cel de-al doilea tip de credință. Este credința ca dar supranatural al Duhului Sfânt, 1 Corinteni 12 cu 9.
Deci aceasta operează la inspirația Duhului Sfânt. Cu această credință închis gura leilor, cu această credință înviezi morții, cu această credință vinde bolnave, cu această credință faci minuni. Nici în această credință nu se poate crește un milimetru, fiind darul lui Dumnezeu este după măsura de credință care vine la fiecare. Deci, a venit și așa operează. Dar Biblia ne spune mereu să creșteți în credință, să creșteți în credință, să creșteți în credință. Există cel de-al treilea aspect al credinței, și anume acumularea de cunoștințe biblice. Acumularea de cunoștințe biblice, prin care ne maturizăm în Domnul și această maturizare ne determine să ne încredem în Domnul. Aceasta este credința în care putem să creștem. Uitați-vă bine pe ecran acolo. Credința devine încredere. Când credința devine încredere, adică te-ai maturizat așa de mult, te-a lucrat atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, încât dacă cineva spune ne rugăm pentru un demonizat, nu-ți faci probleme, dar dacă se dă dracul la mine. Nu se dă la tine. Îl trimiți în adânc. Deci ai ajuns maturizat. Ai crescut în înțelegerea puterii lui Dumnezeu, a puterii cuvântului, a puterii Duhului Sfânt, a puterii sângelui lui Iisus Hristos. În aceasta se crește mereu. Deci acesta este singurul aspect al credinței în care se crește. Atunci suferi pentru Domnul, te rogi, ai experiențe cu Dumnezeu, vezi minuni dumnezeiești, vezi prezența lui Dumnezeu, pentru că ai ajuns să te încrezi, deci credința devine încredere. Dacă vreți în detalii mai multe, și cred că frații de la stații de acolo, de la amplificare și de la internet, au pus pe internet aceste lucruri, credința poate să fie văzută suma creștinismului. În Biblie veți auzi în fapte, s-au întors la credință. La ce s-au întors? La Hristos, la creștinism. Deci credința este suma creștinismului. Uitați-vă acolo la textele, nu le mai repet pentru ca să ne permită timpul să intrăm în celelalte detalii. Apoi, neprihănirea este tot credință. Roman 3:30 zicea, o neprihănire care se capătă prin credință. Siguranța este o formă de credință. Evrei 11:1. Și credința este o încredere nezguduită. Deci siguranța pe care o capeți în inima ta este lucrarea credinței și este practic credința în formă practică. Sfințirea este și nădejdea este lucrarea credinței. Evrei 11:1, partea a doua, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nădăjduiesc că dacă mă rog, Domnule, mă ascultă Dumnezeu. Deci am această încredere că atunci când mă rog, mă ascultă. Credeți lucrul acesta? E, aici se poate lucra. Deci aici putem să creștem. Asta este aspectul de credință. Cât mă încred în Domnul? În darul credinței. Nu se poate crește pentru că El vine, e dar. Dacă mi-ați dat un Mercedes, Mercedes am, nu? Hai, uși. Deci darul este cum a venit, cu pachetul. La fel darul mântuirii. Te-a mântuit, dar de acolo trebuie să crești. Și atunci credința îmbracă această formă, al treilea aspect, de maturizare. Mă maturizez, mă purific. Fapte 15:9. Justificare, Roman 4:5. Adopțiune în biserică sau în familia Domnului. Ioan 1:12-13. Galaten 3:26. Uitați, acestea sunt aspectele pe care trebuie să le cunoaștem, pe care trebuie să le știm și să putem să creștem în credință. Acum, în continuarea mesajului meu, haideți să ne uităm îndeaproape la creșterea noastră în credință, propriu zisă. Deci la încrederea noastră. Și voi începe cu primul, credința slabă. Credința slabă. Deci Sfânta Scriptură vorbește despre credință slabă. Weak faith. Roman 4:19. Și fiindcă Avraam n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Roman 14:1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbe asupra părerilor îndoielnice.
În contextul în care Apostolul Pavel prezintă acest aspect al credinței numit credință slabă, avem de-a face cu următoarele aspecte. Credința slabă, frați și surori, doamnelor și domnilor, se manifeste atunci când cineva are îndoială asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Deci, îndoială asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Un om care se îndoaie de puterea Domnului este un om care are credință slabă. Avram a fost pus într-o situație foarte dificilă, la 100 de ani să aibă copii. Și cuvântul Domnului spune, a avut o ezitare, Geneza 17, cu 18 la 27, însă a trecut de această ezitare și Apostolul Pavel spune, crezând necrezutul, a născut un fiu la 100 de ani și Sara la 90 de ani. Omul care se îndoiește de făgăduințele lui Dumnezeu se încadrează în ceea ce Biblia numește credință slabă. Remediul? Care este remediul? 2 Corinteni 1, 19 la 20, remediul este acesta. Trebuie să cunoaștem și să știm, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, frați și surori, doamnelor și domnilor. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da, da și nu, nu. Numer 23 cu 19, cuvântul Domnului este limpede. Dumnezeu nu este un om care să mintă și nici un fiu al omului căruia să-i pare rău de promisiunile făcute. Ce a vestit, aceea va face. Îndoielnicii se încadrează în credința slabă. Al doilea aspect al credinței slabe este păreri îndoielnice nesfârșite. Roman 14 cu 1. Apostolul Pavel spune acolo, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Dacă vă uitați în contextul de aici, din Roman 14, credința slabă are următoarele subiecte. Mâncarea. Roman 14, 2 la 3. Îmbrăcămintea. 1 Corinteni 11 cu 10. Zile, sabatul sau duminica, ori vinerea. Roman 14, 5 la 6. Libertatea creștină. 1 Corinteni 10, 23 la 32, 1 Petru 2 cu 16. Ciorovăieri doctrinare sau întrebări nebune. 2 Timotei 2 cu 23, Tit 3 cu 8 la 11. De ce zice Apostolul Pavel, de întrebările nebune ferește-te. Oamenii cu credință slabă vor veni la tine. Ei se vor crede inteligenți și îți vor pune următoarea întrebare. Tu crezi în Biblie? Da. Auzi. Dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Cred că nu tu, în orice caz. Deci, acestea sunt întrebări nebune. Ciorovăieli. Este bine sâmbata să ne închinăm Domnului sau duminica? Oare trebuie să mâncăm și carne și zarzavaturi? Vreau să vă dezamăgesc pe cei ce sunteți cu zarzavaturile. Când a înviat Iisus Hristos din morți și s-a dus la ucenici pe mare, a zis, copii, aveți ceva carne? N-a întrebat dacă aveți mărar. So. Asta ca să ne mai trezim. Deci, discuții. Dacă nasturile e bine mai sus, dacă nasturile e bine mai jos, dacă tunzi la zero sau dacă ceas pe mână. Ciorovăieri, spune Sfântul Apostol Pavel, legate de lucruri care gâdâle firea. Care este remediul pentru acest aspect al credinței slabe? Roman 14 cu 22 la 23 este încredințarea și osândirea personală. Spune cuvântul Domnului în felul următor. Încredințarea pe care o ai în anumite lucruri, ce să faci cu ea? Păstrează-o pentru tine. Nu o predica în biserică. În lucrurile în care, spune, inima ne condamnă, deci dacă ai făcut un lucru, dacă ai mâncat o mâncare,
Ai băut o băutură, ai mers într-un restaurant, ori știu unde te-ai dus, ori te-ai îmbrăcat cu o rochie și ai venit în față la worship team. Și inima spune, nu trebuia să mă îmbrac cu ea, nu trebuia să mă îmbrac cu ea. Știi ce e asta? Credință slabă. În lucrurile în care nu ne osândește, inima spune, suntem ok, dar în ce ne condamnă inima, este păcat. Coloseni 3:13, ca să ieși din această stare, să nu intrăm în certuri, frățești, pentru că nu toți vom fi de aceeași părere, dar nu Biblia spune că dacă nu suntem de aceeași părere, nu trebuie să ne apucăm de ceartă. Spune, lucrurile care suntem de aceeași părere, mergem la fel, în celelalte nu ne certăm, ne rugăm Domnului să ne lumineze. Și atunci soluția este Coloseni 3:13, toleranță creștină, îngăduiți-vă unii pe alții. 2 Corinteni 6:13, este lărgire, mai lărgiți-vă și voi, spune Apostolul Pavel. Pricepeți mai largă Evanghelia, că n-a ajuns Evanghelia până la Lazar Gog. Dacă a ajuns Evanghelia numai până la mine în sat, vai de lume, nu? Sau până la Cluj. N-avem pe nimeni din Cluj, putem vorbi împotriva lor. Nu. No. No. Înțelegeți-mă, vorbesc omenește ca dumneavoastră să pricepeți lucrurile. Trebuie să-ți lărgește-ți orizontul. Lărgește-ți orizontul de a vedea lucrurile, pentru că Dumnezeu este infinit. 1 Corinteni 10:32, să nu fim pricine de păcătuire, deci dacă ai înțeles ceva mai mult, ai grijă, nu fii pricine de păcătuire, iar 1 Petru 2:16, să nu exagerăm în nimic, pentru că Sfântul Apostol Petru spune, nu faceți din libertatea voastră o haină răutății, o haină răutății. Deci aceasta este credința slabă, dar cuvântul Domnului spune, în această latură a încrederii voastre în Dumnezeu, în aceasta trebuie să creșteți, să creșteți. Creinte Tesalonicenilor, uitați-vă în 1 Tesaloniceni 1:3, 2 Tesaloniceni 1:3. În același verset, în primul capitol, Apostolul Pavel spune, credința voastră, mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că credința voastră merge mereu crescând. Despre ce e vorba? Despre darurile care le-au? Nu. Pentru că, încă o dată, darul este unul. Despre mântuirea care au primit-o? Nu. Și acel este dar. A fost într-o zi, a rămas acolo, dar de acolo încolo trebuie să crească. Încrederea în cuvântul Domnului, încrederea în promisiunea lui Dumnezeu, maturizare creștină. În al doilea rând, să ne uităm la credința mică sau puțină. The little faith. Este credința celor mai mulți din biserică. Este credința celor mai mulți din biserică. 5 forme îmbracă în paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament. Deci credința mică are 5 forme în paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament. Prima formă este îngrijorarea. Matei 6:30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? De aceea zice, nu vă îngrijorați de nimic. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Că Dumnezeu vă poartă de grijă. Toată lumea se întreabă, și eu m-am întrebat, pentru că și eu am căzut mereu aici, ce mâncăm? Ce va fi cu sănătatea mea? Cu ce mă îmbrac? Ce ne facem acum? Ce va fi cu copiii noștri? Ce va fi cu casa noastră? Îngrijorare de ziua de mâine. Remediul pentru îngrijorare este numele Domnului. Proverbe 18:20, este un turn tare. Marcu 16:17-18, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, o să aibă și mâncare pe masă. Amin? Ne rugăm? Când suntem în criză și spunem, nu mai este nicio ieșire din impas, Dumnezeu știe să trimită pâinea ca în somn. Acțiune prin rugăciune este remediu. În Filipeni 4:6-7, cuvântul Domnului este atât de frumos, îl citim mereu, dar aș vrea să vă aduceți aminte și vă rog, dacă este posibil, să-l puneți pe ecran. Filipeni 4:6-7. Și în special am să vă atrag atenția să vă uitați la versetul 7, pentru că aici este problema la credința mică în categoria sau în aspectul sau în capitolul numit îngrijorare. Apostolul Pavel spune așa, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile voastre aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumire și mijlocie. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi. Ce vă va păzi? Inima. Dumnezeu îți dă liniștea aceea
Întrebați pe soția mea. De multe ori avem discuții în familie despre un lucru, despre altul, ne îngrijorăm despre un lucru, despre altul și spun soției, se rezolvă, dragă. Nu că sunt mai bun decât soția, nu mă înțelegeți greșit, dar zice, cum se rezolvă? Zic, nu știu, dar așa știu eu, așa simte eu în inima mea că se rezolvă. Atât îmi spune ea. Eu cred că se rezolvă problema aceasta. Dar avem obiceiul să zicem, ce de se face fereastră în cer nu se rezolvă. Nu trebuie să facă Dumnezeu fereastră în cer, pentru că Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor. De aceea trebuie să ne încredem în El. Îngrijorarea, asta e prima formă a credinței mici. Ești acolo, nu? Frica este a doua formă, frica. Matei 8:26. Iisus le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Deci vedeți contextele în care vorbește, că nu trebuie să știm, că tot vorbim de credință, credința pentecostală e bună, credința baptistă e bună, credința ortodoxă e bună, toate sunt bune. What about credința biblică? Dar despre credința biblică. Să vedem aspectele practice, pentru că tot vorbim și nu știi despre ce vorbim. Frică. Puțin credincioșilor. De ce vă este teamă? Ne este frică de ce auzim, Luca 21:25. Ne este frică de ce vedem, Luca 21:26. Ne este frică de opoziție, 2 Samuel 3:39. Ne este frică de ziua de azi și de ziua de mâine. Suntem înspământați și nu știm ce să facem, 2 Cronici 20:12. Frică. Care este remediul? Care este remediul această formă de credință mică? Remediul este a ști că Domnul este cu tine. Judecători 6:12. Domnul este cu tine, viteazule. Este Domnul cu noi? Este. Remediul este credința propriu-zisă. 1 Ioan 5:4. Credința lungă frica. Remediul este să crezi că ce ai îți ajunge. Judecători 6:14. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Nu trebuie să ai tancuri, vreau să vorbesc din nou omenește, și nu trebuie să ai mitraliere, și nu trebuie să ai armă atomică. Când Dumnezeu îți spune, ia-ți toiagul de cioban și cu ăla du-te, du-te cu ăla. Că îi pune Dumnezeu pe fugă pe toți vrăjmașii tăi. Nu trebuie să devem. Pentru că tu ai ridicat toiagul, cum a făcut Moise, și când a ridicat toiagul, faraon a văzut foc din cer. A văzut cară de foc. N-a văzut toiagul lui Moise. Încrederea aceasta, când Domnul vorbește, trebuie să credem. A treia formă a credinței mici este îndoiala. Matei 14:31. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat pe Petru și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Pentru ce te-ai îndoit? Ne îndoim de prezența Lui cu noi, ne îndoim de promisiunile Lui. Ne îndoim de purtarea Lui de grijă, ne îndoim de promptitudinea Lui. Mai ales că citim în Psalmul 50:15, caută-mă în ziua necazului, nu? Și ne îndoim că Domnul este prompt. Dacă știm că Domnul este prezent cu noi, cum vă aminteam dimineața, David de 4 ori s-a plâns înainte de Dumnezeu, până când, Doamne, până când, Doamne, până când, Doamne, până când, Doamne? Și apoi, uitați-vă în versetele, în versetul 4 și 5, spune... Dar eu mă întorc către tine, mă rog ție și apoi cânt Domnule că mi-a făcut bine. Nici nu-i-a răspuns Dumnezeu, dar a primit în inimă pacea aceea care liniștește inima, este prezența lui Hristos. Este prezența lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Prezența aceasta care te ridică și îndepărtează îndoiala, tu nu știi, Domnule, Domnul va purta de grijă. Remediul? Cunoaște cuvântul, Matei 28:20. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cunoaște planul său, Ieremia 29:11. Dumnezeu nu are planuri de nenorocire. Remediul? Uită-te la afară, numai uită-te. Nu norul este veșnic, avem noi și o cântare, nu? Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu necazul este veșnic, Dumnezeu este veșnic, purtarea Lui de grijă e veșnic. Te iubesc cu o iubire veșnică, zice Domnul Dumnezeu, făcătorul tău. Îndoiala așa se rezolvă. A patra formă de credință mică este rațiune greșită.
faulty reason. Matei 16, 7 la 8. Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâine? Rațiune falsă. Nu înțelegem o predică și mergem acasă supărați. Nu înțelegem un raționament biblic. Nu vrem să înțelegem un adevăr. Nu înțelegem ce comunicăm între noi. Nu înțelegem cum se va sfârși acest lucru despre care a vorbit Dumnezeu și noi ne facem tot felul de socoteli. Dar dacă, noi întotdeauna avem dacă, 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 dacă. Nu vreau să spun că ce spune lumea de afară, credincioșii sunt crede și nu cerceta. Pentru că credincioșii trebuie să cerceteze cel mai mult, cuvântul Domnului. Dar cum vă spuneam în altă ocazie, frașestrilor, doamnă și domnul, dați-mi voie să vă spun și acum. Cele mai multe lucruri în viață nu le înțelegem. Nu este așa? Nu să știți cum funcționează computerul? Doar folosiți, nu? Știți cum funcționează telefonul? Doar folosiți. De ce? Pentru că ai făcut numărul și aștept să funcționeze. Știți cum funcționează avionul? Care sunt principiile fizice de a-l ține în aer? Nu știți, nu știu. Marți mă urc pe el, sper că mă duce. Mă îndoiesc. Nu. Nu știu. Cele mai multe nu le știm. Și atunci dați-mi voie să vă pun această întrebare. Dacă Dumnezeu zice, ia învârtite de 7 ori în jurul Erihonului. Trebuie să te explice de ce? Învârte-te și lasă-l pe el să facă restul. Crezi lucrul acesta? Aceasta este soluția. Acesta este remediul. Nu încerca cu calcule, pentru că rațiunea noastră este inferioară rațiunii divine. Dumnezeu are un plan special pentru tine. Dacă vrei să înțelegi ceva mai bine totuși într-o anumită problemă, consultă-te și cu alții, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, Proverbe 24:6, prin numărul de sfetnici ajungi la o soluție finală. Nu mai singur la o hotărâre, ai auzit ceva, ai trăit ceva, consultă-te cu cineva. Stăpânește-te pe tine. Și cea de-a cincea formă este a credinței mici, credinței puține, este absența puterii. Matei 17:20. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis, de o parte, noi de ce n-am putut să-l scoatem pe dracul acesta? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Deci trebuiau să crească. Au umblat atât de mult cu Iisus Hristos, au văzut atâtea minuni, au văzut că El crește rugându-se, depinzând de Tatăl Ceresc, postind, au văzut că El crește ascultând, nerăspunzând la toți nebunii care veneau și îl provocau cu tot felul de lucruri. L-au văzut cum crește. Le-a dat putere și a spus, v-am dat putere peste toată puterea celui rău. Mergeți, scoateți afară demoni, vindecați pe bolnavi, v-am dat putere. Dar știți cum zicem noi și cum auziți ucenicii? Oare? Pentru noi? Păi chiar pentru mine? Care este cel mai frecvent lucru pe care îl spui după ce auzi o predică? Eu n-am niciun dar. Eu n-am niciun dar. Poți să n-ai dar, dar trebuie să ai credință. Încredere în Domnul. Încredere în Domnul. Dacă vrei vindecări divine, dacă vrei biruință, dacă vrei creșterea bisericilor, dacă vrem să fim martori oculare ai minunilor lui Dumnezeu, trebuie să avem putere. Este puterea Duhului, fapte 1:8, este puterea Cuvântului, Evrei 4:12, este puterea prezenței lui Dumnezeu în noi, 1 Ioan 4:4, este puterea stabilității, Matei 22:29. Zice, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dar dacă cunoști puterea Domnului, ai credință, nu mică, mare. Hai să vedem. În al treilea rând, credința mare. Am văzut credința slabă. Credința slabă este a îndoielnicilor, cei ce nu cred promisiunile Domnului, și este a legaliștilor. Aceia care totdeauna se leagă numai de cravată, numai de fustă, numai de televizor, numai de mâncare, numai de desene animate. Nu ironizez pe nimeni, nu vor să crească. Nu vor să crească. De zile de închinare.
Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri. Dar Apostolul Pavel și Apostolul Petru ne atenționează. Dacă ai înțeles totuși un lucru, nu face din înțelegerea ta o haină răutății. Nu exaspera pe nimeni. Îngăduiți-vă unii pe alții. Tolerați-vă unii pe alții. Apoi este credința mică, puțin credinciosule. Îngrijorare, frică, îndoială, absența puterii. Lucrurile acestea care tot timpul trebuie să le avem cu noi. Trebuie să creștem, să ne încredem în Dumnezeu. În sfârșit, Biblia vorbește despre aspectul mare, credință mare. Ce înseamnă a avea credință mare? Cum arată această credință mare? Arată în trei feluri, în paginile Noului Testament. Este credința mare propriu-zisă. Matei 15:28. Atunci Iisus i-a zis femeii. Uitați-vă acolo. O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Credință mare. Cum funcționează credința mare? Ce numește Iisus Hristos? Pentru că noi trebuie să știm ce numește Iisus, nu ce vrem noi să numim credință mare. Deci credința mare, frați și surori, doamnelor și domnilor, este acea încredere în Dumnezeu, în cuvântul Său, în prezența Lui, în făgăduințele Lui, în puterea Lui, în bunăvoința Lui. Este acea încredere în care, deci credința mare, acea încredere în care crezi și când Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciune. Matei 15:23. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, fiica mea este muncită rău de un drac. Și versetul 23 spune din Matei 15, ce spune? El nu a răspuns niciun cuvânt. Ei, ați gândit că totdeauna credință mare, câți munți întâlnești în față, poate să-i trimiți în ocean. Credință mare înseamnă să continui să rămâi copilul Domnului și să crezi în promisiunile Lui și în făgăduințele Lui și când nu-ți răspunde la rugăciune. El nu a răspuns niciun cuvânt. Credință mare, o numește Domnul Iisus Hristos, să continui să te rogi lui Dumnezeu în circumstanța aceea și biserica să stea împotrivă. Ucenicii au zis, dă-i drumul că strigă după noi. Dar femeia aceea a continuat și s-a rugat. Deci și dacă biserica n-a înțeles-o, apostolii n-au înțeles-o. Pentru că credință mare însemnează, frați și surori, doamnelor și domnilor, că ce cer lui Dumnezeu nu ești vrednic să primești. Deci trebuie să crezi în nevrednicia personală. Matei 15:24. Eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel, a zis Iisus Hristos. Iar tu ești un cățeluș. Și a spus, da, Doamne, n-am spus că sunt mai mult de un cățeluș. Nu-ți cer pentru că sunt evreu. Nu merit, știu că nu merit. Dar îți cer pentru că tu ești bun. Și este a patra dimensiune, credința mare, crede în orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, nu în cantitate. Fiți atenți ce vă spun, în orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, nu în cantitate. Matei 15:26-27. Iisus îi spune acolo, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. Ia auziți ce spune această femeie. Da, învățătorule, dar căței de unde trăiesc? De unde trăiesc? Din fărâmituri. De la masă, când tai pâinea să sfărâmă. Căței mănâncă și din aia și le ajunge. Ei, mie mi-ajunge o fărâmitură de aceasta. Iisus a făcut mulțimea să înțeleagă. Spune, aceasta este mare credință. S-a rugat și nu i-a răspuns. S-a rugat și ați ignorat-o. S-a rugat și a înțeles că nu merită ce cere. S-a rugat și a zis, o fărâmitură mie mi-ajunge, îmi rezolvă casa. Și a onorat credința. Este prima formă a credinței mari. Apoi credința mare are a doua formă. În Biblie numită credință atât de mare. So great a faith. So great a faith. Luca 7:9. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Observați? Atât de mare. Ce nuanță scoate Iisus Hristos aici în vedere? Ce vrea să spună? Cum arată credința mare? Cum arată încrederea aceasta în prezența Domnului, în făgăduințele Lui, în puterea Lui, în cuvântul Lui, în caracterul Lui, în virtuțile Lui, în jertfa Lui? Deci încrederea asta înseamnă credință mare. Ai ajuns la această credere. Cum arată? Ce nuanță vrea să scoate Iisus pe lângă ce a văzut în femeia aceea?
Uitați ce nuanță. Este nuanța în care ai autoritate în Domnul numai pentru că și tu la rândul tău stai sub autoritate. Luca 7:8. Știți ce a spus acest centurion, acest sutaș? Învățătorule, tu zi un cuvânt. Pentru că eu la rândul meu, care sunt în poziție de autoritate, eu spun un cuvânt. Și soldații mei execută că n-au ce să comenteze. Dar și eu fac aceasta pentru că la rândul meu eu sunt sub Roma, sub Cezar, sub generalii de la Roma. Dacă ei mi-au dat un ordin, nu-l comentez. Iisus a zis, credință mare însemnează să înțelegi că numai atunci ai autoritate când știi să stai sub autoritate. Dacă crezi că pe tine nu te mai poate învăța nimeni, pe tine te învață Duhul Sfânt toate lucrurile, ești departe de pocăință. Dacă crezi că tu nu trebuie să mai deschizi Biblia niciodată, că deja ai avut 3 revelații și ți-a spus Dumnezeu toate secretele, ești departe de pocăință. Dacă tu crezi că te-ai rugat odată și ai postit 3 zile și acum în aceste 3 zile Dumnezeu și-a făcut tot planul cu privire la mântuirea lumii în dreptul tău, nu te supăra, nu vreau să te ofensez, ești departe de a înțelege pe Domnul. Stai sub autoritate. Sub autoritate în familie, sub autoritate în biserică, sub autoritate în Domnul, sub autoritate la școală, sub autoritate la serviciu, oriunde stai sub autoritate. Și apoi, al doilea element este acesta pe care îl remarcă Domnul, și anume, la credința mare trebuie caracter, dragii mei. Caracterul tău sfânt te impune la semenii tăi ca la rândul lor ei să mijlocească pentru tine. Deci, este o credință atât de mare. Stai sub autoritate și caracterul te impune. Contemporanii acestui sutaș, care erau evrei, nu erau romani, au venit la Iisus, Luca 7:3-5, au zis, învățătorule, face să-i faci bine, să-i răspunzi la rugăciune, du-te în casa lui, vindecă-i robul. De ce? E un om integru, un om de caracter, un om care iubește neamul nostru și o iubește practică. Așa poți să spui, eu iubesc pe toți americanii, dar să iasă McCain. Iubește-i practic. Ne-a zidit sinagogă. Ne-am toată lumea ne întoarce spatele. El a venit în cartierul nostru. A lucrat cu noi. Și-a pus banul acolo. Caracterul tău te impune în fața lui Dumnezeu ca oamenii să susțină cauza înaintea Domnului. Și apoi, este a treia dimensiune a credinței mari. Este credință așa de mare. Deci este credință mare, credință atât de mare și este credință așa de mare. Este o nuanță. Such great faith. Matei 8:10. Este același eveniment, dar Duhul Sfânt a luat diferit pe Matei și pe Luca în primire, dacă îmi permite să vorbesc omenește, ca să prezinte aspecte diferite. Și anume, în Matei 8:11-12, sutașul acesta a dat năvală. Evreii nu l-au rugat pe Iisus Hristos să le facă vreun bine. A venit sutașul. Credință mare este aceasta, dă năvală, n-aștepta până crede toată biserica, n-aștepta până când tot corul este prezent, ascultă-mă bine, n-aștepta până când tot worship team-ul e acolo, n-aștepta până când toți sunt post și rugăciune, fii primul și oprește telefonul eventual, fii primul, nu aștepta, dă năvală. Iau înaintea evreilor, iau înaintea celor de la Emanuel, iau înaintea familiei tale, iau înaintea oricui. Și al doilea aspect, crede necondiționat puterea cuvântului celui în autoritate. Aici lui Iisus, Matei 8:8-9. Sutașul a spus lui Iisus, Mântuitorule, și de nu vin casa mea. Eu te-am rugat și am zis să vin casa mea. Noi îl împiedicăm pe Domnul de multe ori să facă minuni, pentru că, știți, noi facem programul lui Dumnezeu. Așa să vine. Cum a zis Naaman? Eu credeam că profetul ăsta așa de mare,
are la rândul lui un alai acolo, niște consilieri bătrâni, barbă până în brâu, și o să vină tot sinodul și soborul lor la mine și o să zică: Namane, tu ești, cu ce te putem ajuta? Avem ulei de floarea soarelui și avem ulei de măsline, de care vrei să te ungem? Ce a zis Naman? Eu cred că profetul acesta este serios, domnule. Auzi ce vorbă îmi trimite, să mă scale de 7 ori în Iordan. Asta este de drept o insultă. Este drept o insultă. Nu este insultă. Când Dumnezeu vorbește prin oamenii săi, nu este insultă. Dă năvală. Rațiunea ta sau rațiunea mea nu o să fie în stare să înțeleagă ce a vorbit Dumnezeu. Nu o să fie în stare, că nu înțelegem noi tot planul lui Dumnezeu. Cum am spus, nu înțelegi toate lucrurile în viață, dar te folosești de cele mai multe. Și atunci, să nu te poți folosi de puterea lui Dumnezeu? În concluzie, seara aceasta am vrut să stăm și să medităm la credință. Cuvântul Domnului este acesta care zice: pe voi înși vă cercați-vă și vedeți. Sunteți în credință. Sunteți în credință. Și cum te încerci? Dacă e numai la nivel intelectual, nu uita, aceasta este o credință drăcească. Și dracii cred și se înfioară. Încă vreau să vă spun, fără să ofensez pe cineva, și dacă se ofensează, s-a pocăit. Sunt atei care nici atâta credință n-au. Pentru că nici nu cred, nici nu se înfioară. Nici nu tremură, dar vor tremura într-o zi. Dacă ai credință slabă, a rămas oare pentru mine promisiunea aceasta? Îndoielnic față de făgăduințele Domnului. Sau n-ai trecut de faza aceasta tot ziua dezbateri pe tema zilelor, mâncărurilor, îmbrăcăminții, legii? Sau cei mai mulți dintre noi avem credință mică. Ne înfricăm în fiecare zi. Ne îngrijorăm în fiecare zi. Raționăm ciudat în fiecare zi. Ne îndoim în fiecare zi. Ne lipsește puterea lui Dumnezeu. Noi însă trebuie să creștem. Să avem credință mare. Dacă te-ai rugat și nu ți-a răspuns Dumnezeu, nu te opri din rugăciune. Dacă te-ai rugat și nu te-a înțeles nici biserica, nu te opri din rugăciune. Dacă te-ai rugat și ai venit înainte de Domnul și ai spus: nu-i pentru tine promisiunea aceasta, fii convins că nu-i pentru tine, dar e a Domnului. Și fii convins că nu-ți trebuie un braț de pâine. De la masa lui Dumnezeu este suficient o fărâmitură. În seara aceasta vreau să spun, e suficient un strop de sânge. E suficient un cuvânt de la Dumnezeu. Și face minuni în casa ta, în viața ta. Bolă, cancer, familie, business, situații încurcate. Un cuvânt. Zi un cuvânt. Și robul meu se vindecă. Credința atât de mare. Caracterul tău trebuie să te impună în fața oamenilor. Ca oamenii să-ți ia durerea, să-ți ia problema și ei să te ajute, ei să se roage pentru tine. Faci să-i faci lucrul acesta. Dă năvală! Credința așa de mare. Așa de mare. Iau înainte celor care tot ziua vorbesc despre credință și nu fac nimic. Spune: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Chiar dacă voi rămâne singur, dar să nu creadă nimeni că a rămas singur, dar chiar dacă aș rămâne singur, știu că eu și cu Tine facem majoritatea. Prezența Ta face toată diferența. Prezența Ta vorbește. Prezența Ta vindecă. Prezența Ta înnoiește. Prezența Ta ridică. Prezența Ta face pace în casă. Prezența Ta îndreaptă pașii vieții. Prezența Ta mi-aduce copii în biserică. Prezența Ta mi-ntoarce soțul. Prezența Ta mi-ntoarce soția. Prezența Ta îmi vindecă familia. Aceasta este credință mare. Mare.
încred în Domnul. Mă încred în Domnul. Mă încred în Domnul.